Bună ziua, bine ne-am regăsit la Hot News Live. Sunt Claris Dinu și alături de Robert Mihăilescu avem alături de noi la interviurile Hot News pe liderii Alianței 2020 USR Plus, domnul Dacian Cioloș și domnul Dan Barna. Bine ați venit la Hot News! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum a fost prima săptămână oficial împreună? Firesc, pentru că această alianță nu este o întâmplare neașteptată sau ceva care a apărut peste noapte, este rezultatul aproape un an de discuție, este aproape rezultatul unui mai mult de un an de proiecte în comun, de colaborări, de gânduri despre cum putem oferi României o alternativă credibilă și consistentă. Și ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, sâmbătă, când cele două organisme de conducere politică ale celor două partide au votat să formăm această alianță, e cumva un rezultat firesc și, zicem noi, necesar și așteptat foarte mult de către cetățenii din România. Și din această perspectivă, lucrurile intră pe făgașul construcției unei colaborări. Echipa noastră de campanie a început să se întâlni de câteva ori, începem să gândim pași pentru săptămânile și lunile următoare până la europarlamentarele din 26 mai. Domnule Cioloș, pentru dumneavoastră, cum a fost primirea în USR, alături de USR? Păi, nu a fost o primire în USR, e un parteneriat care e mai vechi, așa cum spunea și Dan. Noi lucrăm împreună deja de mai bine de un an de zile și platforma civică România 100, pe care am inițiat-o în 2017, a avut proiecte cu USR. Discutăm despre proiecte politice de aproape un an de zile. Am lucrat împreună și pentru inițiativa civică Oameni Noi. Am ajutat și ne-am implicat intens și pentru și în inițiativa Fără Penal. Am avut un proiect comun la care lucrăm în continuare în Valea Jiului. Cu mulți dintre cei din USR ne cunoaștem încă din perioada guvernării din 2016. Deci ceea ce s-a întâmplat acum e un lucru firesc. Formalizăm într-un anumit fel, dăm un semnal clar că vom merge împreună și vom construi un proiect politic cu obiectivul de a câștiga alegerile și de a forma o majoritate parlamentară în 2020. De ce ați ales să vă faceți un partid și apoi să colaborați cu USR și nu v-ați îndreptat direct către USR, înscriindu-vă în USR? Și vă mărturisesc că asta nu este doar o întrebare a noastră, ci și a cititorilor Hot News, care au pus la comentarii această întrebare. Vedeți, primeți de multe ori această întrebare ca și cum eu aș fi pornit singur la acest proiect. Faptul că numele meu e mai vizibil și mai cunoscut nu înseamnă că eu am decis acest proiect de unul singur. Am lucrat la acest proiect cu mai mulți colegi și am decis că asta e modalitatea cea mai bună de a contribui la a aduce cât mai mulți oameni la vot, de a contribui, iată, la o construcție politică pentru viitor. Și lucrul acesta ne-a fost confirmat și de analize și de sondaje pe care le-am făcut. Pentru că noi am discutat nu doar cu susținătorii noștri, dar am făcut și niște sondaje de opinie și în 2017 și în 2018 înainte de a lansa inițiativa politică, proiectul la acea vreme RO Plus. Și sistematic și în 2017 și în 2018, atunci când întrebam dacă ne implicăm în politică, care ar fi formula mai bună să ne înscriem într-un partid sau să formăm să creăm un partid nou, sistematic, peste 70% susținătorii noștri așteptau un proiect politic nou. La fel, acum când am întrebat dacă să mergem separat la alegerile europarlamentare sau să negociem o alianță, la fel, susținerea a fost majoritară pentru a negocia o alianță. Domnule Barna, la începutul negocierilor aveam un partid parlamentar USR-ul, un scor de 10 înspre 11,5%, cu o poziție destul de solidă și, pe de altă parte, partidul domnului Cioloș, fost premier, cu proiecții între 6 și 10%. Cum s-a ajuns la rezultatul acesta al negocierilor de paritate? Nu e neapărat paritate cuvântul pe care l-aș folosi. Rezultatul acestor negocieri este unul pe care noi îl considerăm echitabil și de viitor. Miza, și asta e un lucru foarte important, miza nu a fost un loc în plus sau în jos la un partid sau la celălalt. Perspectiva pe care noi o propunem României este perspectiva 2020. Nu întâmplător 2020 se regăsește în numele Alianței. Și obiectivul a fost acela
de a crea la momentul de față o alianță electorală, aici suntem, și de a le da șansa românilor, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Noi le propunem românilor o alternativă. O alternativă decentă, profesionistă, pro-europeană, o alternativă pe care românii o așteaptă și despre care vorbesc în mod constant. Mereu s-a spus, a votat rău mai mic, nu prea s-a putut, nu prea ai opțiuni. Acum chiar construim o astfel de opțiune. Și atunci acesta a fost un prim pas și din perspectiva unui prim pas spre, spre perspectiva 2020, un guvern care să reașeze România pe direcția europeană, un guvern de oameni corecți, un guvern de oameni care nu cred că a fura este un merit, cum ne prezintă domnul Dragnea în fiecare zi cu mândrie performanța guvernului său. Un astfel de guvern trebuie să pornească, sau mă rog, premisele unui astfel de guvern, de fapt, trebuie să pornească dintr-o alianță bazată pe încredere și pe respect. Și noi considerăm că această alianță, așa cum este acum, are toate premisele să genereze această alternativă pentru România. Și spun asta, din 89 au fost multe alianțe. Aceasta de acum, cred eu, că are cele mai mari șanse chiar să aibă succes. Toate celelalte au început cu elan și după un an, doi s-au risipit. Noi, prin faptul că avem aceleași valori, sunt oameni care am lucrat împreună și am dovedit că putem să lucrăm împreună, suntem oameni cu valori semnificativ similare, avem toate premisele ca această alianță să fie alianța care schimbă modul de a face politică în România pe termen lung. Și atunci toate acestea au fost elemente pe care le-am avut în vedere în momentul în care am găsit acest acord, pe care eu îl consider foarte echitabil, acest acord care dă speranța de care România are atât de multă nevoie acum. Înțeleg că ați avut un studiu sociologic înainte de alianță, care indica un efect de coagulare spre 25-27%. Cam pe ce scormizați la europarlamentare? E greu de spus pe ce scormizăm în momentul de față. Vedem că cifrele celor două partide sunt deja în zona lui 20%. Sondajele, cum spuneți și dumneavoastră, arată că în momentul în care există, s-ar naște această alianță și de asta foarte bine că am reușit să o încheiem, încrederea crește și se produce acel efect de vot util real. Pentru că oamenii, unii simpatizează USR, alții simpatizează Plus, alții se gândesc la independență. În momentul în care aceste forțe sunt împreună, crește încrederea că, uite, într-adevăr, acum partidul acesta poate să fie următorul jucător important din politica din România. Legat de acest lucru, odată, în ce privește lista, și eu cred că e un rezultat echitabil, dar pentru noi a contat foarte mult și consistența oamenilor de pe listă. Dacă o să vă uitați, o să vedeți acolo oameni cu experiență și în politicile europene, cu experiență și în politicile naționale și cu bună cunoștință a ceea ce se întâmplă în România, oameni care, cu adevărat, pot să apere interesele României în Parlamentul European, nu doar pentru că cunosc situația din România, dar știu mecanismele europene. Și sunt oameni cu greutate, cu învergură, care nu se duc acolo pentru o sinecură, pentru că mulți dintre ei, probabil că dacă ar lucra în meserile lor, ar putea câștiga chiar mai mult decât salariul unui europarlamentar. Dar se duc pentru că știu că se pot face niște lucruri acolo și că România n-a valorificat până acum pozițiile de parlamentar, de europarlamentar, nu le-a valorificat prin rezultate, din păcate. Legat de procente, noi suntem realiști și conștienți de faptul că una înseamnă procentele pe care le vedem noi în sondaje, intenția de vot, așteptările oamenilor, și alta înseamnă capacitatea pe care va trebui să avem să mobilizăm acești oameni la vot. Și nu întâmplător și noi la Plus am avut acest slogan că facem lucrurile împreună. Pentru că de data asta o să putem schimba situația din România dacă chiar facem lucrurile împreună. Pentru că acele procente, 15, 20, 25, peste 25%, cât o să fie, chiar dacă ar exista susținerea aceea în societatea românească, ea trebuie concretizată prin vot. Și cred că românii înțeleg acum, după ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, că acea zi de vot chiar contează. Iar acest vot pe 26 mai e mult mai mult decât un vot pentru a trimite niște oameni cu un mandat în Parlamentul European. Înseamnă un semnal politic important și pentru noi și pentru alte partide vis-a-vis de ceea ce așteaptă românii să vadă la guvernare în 2020. Iar alegerile parlamentare din 2020 sunt importante nu doar pentru a corecta ceea ce se face acum greșit și direcția în care e dusă România, dar și pentru că pentru prima dată de mulți ani de zile, parlamentul și guvernul României
va avea două mandate succesive de câte 4 ani, în care, fără alte alegeri și campanii electorale, în care chiar se poate construi. Pentru că atunci când la fiecare 2 ani sau odată la fiecare an ai câte o campanie electorală, nu stai să te concentrezi pe guvernare. Ei, acum, din 2020 și până în 2028, chiar putem da o altă direcție României dacă semnalul pe care societatea românească îl dă începând din 26 mai va fi unul foarte clar și direct. Și noi am făcut o ofertă cu această alianță și sperăm ca semnalul pe care îl primim să fie pe măsură. Și chiar, o să doar spune, chiar îi încurajez pe toți cei care urmăresc această transmisie și acum live și mai târziu să se uite la lista alianței USR Plus, să se uite la persoanele care sunt pe această listă și vor vedea că este de departe cea mai bună listă de europarlamentari pe care a avut-o România din 89 până în prezent. Sunt oameni cu profile profesionale extraordinare și mai ales sunt oameni care n-or să ne mai facă de râs la Bruxelles. Chiar am spus, 26 mai este ziua în care putem trimite măscăricii de la PSD, putem chema înapoi acasă să înceteze să ne mai facă de rușine. De fapt că nu e vorba că ne fac de râs, ne fac de rușine la Bruxelles de ani de zile. Această listă este alternativa de oameni profesioniști, decenți și competenți cu ale căror intervenții ne vom putea mândri în Parlamentul European. Și acesta este un lucru foarte important. România e relevantă în Uniunea Europeană prin oamenii care o reprezintă și asta cred că se vede foarte clar acum. Spuneți-mi în câte capitale europene a fost în vizită prim-ministrul României în condițiile în care România asigură acum președinția Consiliului Uniunii Europene. În câte capitale a fost primit? Nu mai vorbim de domnul Dragnea, care e șeful de fapt a guvernului. Deci asta arată că o țară e relevantă prin oamenii care o reprezintă. Și noi asta oferim României. Ca să-i convingeți pe oameni să vă voteze, poate ar trebui nu să îi convingeți și pe toți membrii partidelor dumneavoastră că este o înțelegere bună, bună politic, bună pentru România. Au apărut deja oameni care se îndoiesc de acest lucru, oameni nemulțumiți, și v-aș aduce aminte de o postare de aseară a domnului deputat Tudor Benga, care vrea niște ținte realiste și asumate de liderii acestei alianțe 2020, un 25% cât să conteze pentru viitor. Vă asumați un 25% pentru europarlamentare? Ar fi îngrijorător să nu existe astfel de voci. Dacă ambele partide ar fi fost unanime pe o astfel de alianță, înseamnă că am fi avut o problemă cu însuși principiul democratic al partidelor noi din România. USR este un partid democratic real. Intrarea în această alianță a fost rezultatul unor dezbateri de lungă durată în partid, era unul din obiectivele la care s-a lucrat mult timp și e perfect firesc și legitim, spun, să existe colegi care au un nivel de entuziasm mai scăzut decât alții. Ceea ce este important e că decizia s-a luat printr-un vot semnificativ majoritar, știți, a fost 68 pentru și doar 9 împotrivă, ceea ce arată că USR-ul și-a asumat, și accentuez cuvântul, și-a asumat această alianță. Preocupările însă de cum vom reuși să o facem funcțională sunt reale și le am și eu, cum le are fiecare membru din partidul nostru. Pentru că această alianță creează speranța, dar depinde de noi, depinde de mine, depinde de Dacian Cioloș, depinde de colegii lui, de colegii mei, ca această speranță să se și materializeze în acțiuni politice și în mesaje consistente, care să ducă spre un procent pe care fiecare și-l imaginează într-o zonă sau alta. Evident, șefii noștri de campanie, avem doi șefi de campanie extraordinari, Vlad Voiculescu de la Plus și Cătălin Drulă de la USR, sunt doi tineri politicieni, competenți, dinamici, plini de idei, sunt convins că Alianța USR Plus va avea o campanie cum n-a mai fost în România, fără îndoială. Deci este realist un scor de 25% pentru orice prima se poate competiție întâmpla, electorală. A spus și domnul Cioloș, sondajele sunt o fotografie, sunt o dorință pe care noi exprimăm. Nu mi-asum în momentul de față vreun procent, pentru că în momentul de față lucrăm împreună la strategia de campanie și la obiectivele acestea. Evident, când toate vor fi finalizate, o să avem și astfel de informații. E important, în primul rând, să scoatem oamenii la vot și rezultatul, procentul final va veni de la sine. Cred că asta e obiectivul pe care trebuie să ne-l dăm, să convingem oamenii că merită să voteze la aceste alegeri, să vină la vot. Și asta va fi o provocare pentru noi, pentru toți și mai ales pentru colegii noștri din județe, din filiale. Pentru noi e foarte clar lucrul acesta. Noi de când am început să ne organizăm, chiar înainte de înregistrarea formală a
partidului, cu grupurile de inițiativă județene. Acesta a fost obiectivul, să ne organizăm în așa fel încât să fim cât mai aproape de oameni, să putem să transmitem mesajele direct și să putem mobiliza cât mai mulți oameni la vot. Pentru că de asta va depinde și procentul pe care îl vom obține, de procentul participării la vot. Domnul Barna vorbea de USR, de acea democrație gălăgioasă, cum spune domnul Benga, care, același domn deputat, este un pic îngrijorat de statutul dumneavoastră, domnule Cioloș, de lider suprem, de monar. Ei, asta e o exagerare a lui Tudor și știe foarte bine. Am mai discutat despre lucrul acesta. Nu văd de ce n-ar fi democrație în plus, pentru că sunt eu în partid. Eu am candidat la președinția partidului acum și tocmai pentru a nu lăsa nicio urmă de suspiciune legat de intențiile pe care le-am avea, am spus foarte clar că mi-asum un mandat scurt de mai puțin de un an de zile în care să structurăm, să organizăm partidul. USR-ul are deja 2 ani buni de funcționare și de structurare. Noi avem 2 săptămâni. O lună de zile, practic, de când am avut 2 săptămâni de la Convenția Națională, de când am ales prima structură de conducere centrală a partidului, și avem o lună de zile de când s-a înființat partidul. Într-o lună de zile au venit 8.000 de oameni. E firesc să-ți aloci un anumit timp pentru ca cei oameni să se cunoască între ei. Iată, vor participa la prima campanie electorală, vor avea ocazia să se cunoască și să vadă care dintre ei pot să asigure leadership-ul și la nivel local și la nivel național. Obiectivul nostru este să ne concentrăm acum pe organizarea alegerilor. Vom structura comunitățile locale ale partidului în săptămânile și lunile care vin. Vom participa la această campanie, la strângere de semnături pentru candidaturi și apoi la campanie. Imediat după alegerile europarlamentare, luna iunie-iulie, le vom dedica pentru a formaliza filialele județene, vom organiza alegeri în filialele județene. În luna august vom organiza alegeri pentru coordonatorii regionali pe care i-am propus în statut. Și în luna septembrie, foarte probabil, vom organiza din nou o convenție națională. Deci mandatul meu de președinte cu structura actuală de conducere a partidului, care conform statutului a fost Consiliul Național, a fost o listă propusă de președintele, de candidatul la președinția partidului. Această conducere va avea un mandat de mai puțin de un an de zile. Și obiectivul nostru este de a organiza partidul de jos în sus, în așa fel încât să avem acea reprezentativitate de la bază, dar să și lăsăm timp oamenilor să se cunoască. Deci nu văd niciun risc. Pe de altă parte, știu că domnul Tudor Benga a insistat foarte mult, între alții, ca eu să fiu cap de listă. Deci, probabil că notorietatea aceasta pe care o am și care, eu sunt conștient că e legată de numele meu, dar nu ține doar de activitatea mea, ci de oamenii cu care am lucrat până acum, notorietatea pe care o am și încrederea pe care oamenii au în mine atâta cât o au, eu vreau să pun în slujba acestui proiect. N-am intrat în politică și n-am inițiat un partid politic ca să mă cocoț în fruntea partidului. Dacă vroiam doar să am putere într-un partid, probabil că, așa cum a spus, mă înscream într-un partid sau altul, nu mai băteam capul cu a iniția un proiect politic nou. Am inițiat acest proiect pentru că cred că e important să fie cât mai mulți oameni care până acum au stat pe margine și care să se implice în politică, să aibă încredere în asta. Și e firesc să existe și aceste așteptări vis-a-vis de democrație internă în partid. E la fel de normal să organizezi un partid care să funcționeze, în care oamenii să se respecte, în care să ai niște obiective clare, și asta e ceea ce vreau să facem. Obiectivul meu, așa cum am spus și la Convenția Națională, proiectul meu e România. Nu e doar un partid politic, ci mai mult de atât. Și ne vom opri atunci când vom putea oferi României o majoritate politică și un guvern care să facă loc pentru oamenii buni, pentru oamenii competenți, pentru această nouă generație care, eu sunt convins, că va schimba România. Oameni care n-au niciun complex în Europa sau în lume și care vor dovedi care e adevăratul statut al României în Europa. Domnule Barna, ar fi fost această nemulțumire, de exemplu, dacă pe primul loc la lista pentru europarlamentare era un membru al USR-ului și nu Dacian Cioloș? Nu e vorba despre așezarea locurilor pe listă. Este vorba despre o preocupare, vă spuneam, firească, despre cum vom funcționa mai departe. Pentru că chiar și în mesajul colegului meu pe care l-ați menționat,
el spune repetate rânduri în acel mesaj că susține alianța și e un lucru necesar și e alianța care are potențial să schimbe paradigma politică din România. Deci aici nu este niciun fel de îngrijorare. Și de asta nu ordinea de pe listă în sine creează preocupările pe care eu le consider, o spuneam, legitime, ci pur și simplu cum vom reuși și modalitățile prin care vom reuși să facem această alianță chiar să răspundă aceste așteptări majore, pentru că știm cu toții și o simțim fiecare dintre noi, există o așteptare, dar există și o presiune dinspre societate ca în sfârșit niște oameni să-și asume. Și de fapt mesajul pe care timp de 2 ani de zile eu l-am transmis și USR-ul l-a transmis este exact acela de implicare. Și profităm de această emisiune și de această alianță pe care împreună cu Plus am lansat-o. Haideți în alianța USR Plus. Veniți, înscrieți-vă într-unul din cele două partide, mă adresez tuturor cetățenilor acum, pentru că dacă nu ne implicăm, nu există cineva magic care coboară din cer și începe să guverneze decent România. Nu există varianta în care Liviu Dragnea brusc devine un cetățean cinstit și începe să-i peste de România. Ca să avem o șansă, trebuie să schimbăm vechea clasă politică și această schimbare se poate face dacă oameni de bună calitate vin alături de noi. Și obiectivul exact acesta este. Și această alianță creează ceea ce am făcut noi, de fapt, a fost să venim cu oferte și mai credibile și mai consistente către acei oameni care parcă s-ar băga, dar nu sunt chiar siguri. Dacă suntem mai mulți, dacă suntem mai mulți oameni de calitate, chiar avem o șansă noi ca țară. Care este electoratul exact pe care îl vizați? Electoratul exact e România, exact ce a spus Dacian Cioloș. Despre asta e vorba. Vizăm oamenii cinstiți, competenți și care cred că decența este un element obligatoriu pentru statul român. Și care nu ies la vot? Inclusiv acelora, sau cu atât mai mult acelora, dar ne adresăm de fapt tuturor, dar inclusiv acelora care n-au ieșit la vot pentru că n-au văzut o soluție. Acum chiar există o soluție reală. Știți, în 2017 și în 2018 am întâlnit în stradă, în piață, mai mulți oameni care recunoșteau că în 2016, în decembrie, n-au fost la vot și că, văzând ceea ce s-a întâmplat, apoi au înțeles cât de important e votul. Eu sper să putem menține această energie a conștientizării importanței votului până la alegeri. Dar să mergem dincolo de asta, pentru că cred că a trecut și vremea delegării de responsabilitate. Adică, ok, mă duc la vot, te votez și apoi tu ești responsabil, te las, aștept să văd 4 ani de zile ce faci și vin și îți cer socoteală. Cred că intrăm într-o fază în care politica nu se mai poate face fără un contact permanent și real cu oamenii, cu cetățenii, cu votanții, cu oricum o să le spunem, că le dăm tot felul de denumiri, contribuabili, cetățeni, votanți și așa mai departe, dar sunt oamenii, de fapt, care trăiesc cu noi și alături de noi. Și cred că e important să ajungem într-o fază în care să uităm de faptul că a fi politician poate să fie o meserie, o îndeletnicire pe viață. Un politician înseamnă să-ți asumi niște responsabilități, dar să faci lucrul acesta împreună cu ceilalți care vor o anumită schimbare. Și felul acesta de a face politică, felul acesta de a construi partide, am vrea să începem să-l punem în practică, să convingem cât mai mulți oameni că a venit vremea în care putem să schimbăm lucrurile în jurul nostru dacă rămânem implicați în permanență. Și atunci nu o să mai avem nici probleme cu participarea la vot și mai ales nu o să avem nici probleme cu legitimitatea unor decizii politice în Parlament sau în Guvern. Eu țin bine minte în 2016 faptul că am creat un minister pentru dialog cu societatea civilă a contat foarte mult, pentru că am avut multe decizii dificile de luat și faptul că am avut acest contact și aveam feedback foarte repede, chiar și atunci când aveam ordonanțe de urgență și trebuia să le adoptăm în câteva zile, știam care va fi reacția pentru că aveam această conectare cu oamenii. Acest gen de guvernare am vrea să-l construim, dar nu pentru un an de zile, ci pentru cel puțin 8 ani de zile. Noi luptăm, o secundă doar, că e important. Noi luptăm, de fapt, cu o retorică care de 28 de ani a fost vărsată peste cetățenii români și pe care am întâlnit-o în stradă. Oameni de bună calitate, profesioniști, care spun, domnule, nu sunt cu politica, eu nu am nicio treabă cu politica, nu mă bag eu în politică. Pentru că s-a verbalizat mereu, politica e un lucru murdar, politica e un lucru pe care îl fac nemernicii, noi, oamenii cinstiți, să ne vedem de școala copiilor, de profesie, de firmă, de serviciu, de ce facem fiecare. Și lasă politica să o facă nemernicii. Problema este că am ajuns acum de 2 ani și jumătate ca România să fie condusă de nemernici pentru că i-am lăsat. Și de aceea, de fapt, soluția este să ne implicăm pentru că politica
gropile din asfalt sunt politică. Lipsa spitalelor sau infecțiile nosocomiale din spitale sunt politică, nu sunt ghinioane. Curicula educațională de-a dreptul Ilară este politică. Nu este un funcționar neinspirat care a luat greșit niște texte din niște autori. Toate acestea sunt viața noastră de 3.000 de ani, de 5.000 de ani, de când există societatea umană, este condusă prin politică. Și cu cât înțelegem mai repede că, de fapt, politica nu trebuie să o facă nemernici, ci cei mai buni oameni din societate, cu atâta trebuie deschise aceste ușe, oamenii trebuie să vină să se implice. Pentru că dacă nu ne implicăm noi, nu o să vină altcineva. E foarte simplu. Excludeți orice colaborare cu PSD în viitorul Parlament? Da. Cu care PSD? Evident. Din păcate, PSD nu este un partid politic. Este o adunare de oameni cu interese care au capturat statul și instituții ale statului ca să-și atingă obiective personale sau de grup. Și pentru asta se folosesc de resursele statului, nu doar pentru a-și atinge propriile obiective, dar și pentru a mitui oameni, din păcate, și fac asta nu doar folosind resursele pe care le avem acum, dar antamând inclusiv datorii pentru generațiile care vin, pentru că salariile și pensiile care sunt plătite acum și care sunt promise acum sunt plătite cu bani de împrumut pe care o să-i plătească generațiile care vin. Și nu doar cu bani de împrumut, dar cu bani luați foarte scump pe împrumut. România în momentul de față are dobânda cea mai mare la creditele externe pe care le angajează guvernul din toată zona aceasta europeană. Dacă țările vecine împrumută bani când au nevoie cu 2-3% dobândă, România, de când e PSD-ul la guvernare și de când economia merge cum merge, împrumută cu peste 5% dobândă. Deci ăsta e PSD-ul. Mie nu mi se pare că îl putem numi partid politic în adevăratul sens al cuvântului, în ceea ce ar trebui să însemne, de fapt, politica, și anume să îți asumi responsabilități, demnități publice și să guvernezi în interesul oamenilor. Să presupunem că veți câștiga alegerile parlamentare. Ce economie veți construi și cum vedeți rolul statului în acea economie? În primul rând, un cuvânt pe care l-am auzit sistematic în 2016 și de atunci încoace e predictibilitate. Oamenii de afaceri, antreprenorii, care sunt un element cheie pentru noi, pentru dezvoltarea economiei, și noi ne-am dorit să fim un partid al antreprenorilor sau în care antreprenorii să aibă încredere, pentru că vom putea finanța școli, spitale, infrastructură, dacă vom avea o economie care funcționează, care produce. În momentul de față noi consumăm pe bani de împrumut. Deci încrederea antreprenorilor în politicile economice și în stat e una esențială. Și pentru ca ei să aibă încredere, guvernarea trebuie să fie una predictibilă, deci statul să creeze predictibilitate, claritate, transparență, o reducere a birocrației și a corupției. Statul trebuie să sprijine mediul antreprenorial ca să investească, să creeze locuri de muncă bine plătite. Vom putea crește nivelul de trai în România nu doar crescând salariile din funcția publică, din administrația publică, ci creind locuri de muncă bine plătite. Și asta se fac prin investiții private și prin investiții publice bine țintite. Dacă vom avea investiții și vom crea locuri de muncă, vom avea și contribuții la bugetul de stat și atunci o să putem reforma și educația și sănătatea, politicile de asistență socială, pentru că avem nevoie de asistență socială, dar pentru cei care într-adevăr au nevoie. Noi suntem în situația, în momentul de față, în care prin politici de asistență socială prost orientate, finanțăm oameni cărora nu le oferim oportunități de a lucra, de a-și găsi un loc de muncă, iar antreprenori din România, și să întrebați la Ministerul Muncii, caută soluții ca să aducă străini să lucreze, apropo de migrație. Noi căutăm vietnamezi, căutăm ucrainieni, moldoveni și așa mai departe să vină să ocupe posturi, locuri de muncă care sunt disponibile și nu sunt ocupate în România. Deci, în primul rând, predictibilitate, claritate în politicile fiscale, politici fiscale care să încurajeze crearea locurilor de muncă. Eu mă gândesc foarte serios, de exemplu, la modalități prin care pentru primii 5-7 ani de activitate profesională pentru tinerii care iau un prim loc de muncă
costurile pentru patron, costurile cu acel loc de muncă să fie mai reduse și la fel va trebui odată pentru totdeauna să clarificăm situația cu pensiile speciale, să eliminăm pensiile speciale, iar cei care au ieșit la pensie înainte de vârsta de 60-65 de ani, să le creăm posibilitatea inclusiv să continue să lucreze, la fel cu politici fiscale și cu costuri ale activității profesionale respective mai reduse pentru a asigura forța de muncă de care avem nevoie. Deci România e în deficit de forță de muncă, românii abs de muncă migrează, pleacă în afara țării și noi cheltuim bani pe politici sociale care nu sunt eficiente, pentru că nu rezolvă. Sărăcia crește în România în ciuda modului în care se aplică aceste politici sociale. Deci, în această direcție, antreprenorii vor juca un rol foarte important și investițiile pentru a crea locuri de muncă. Eliminarea tuturor pensiilor speciale? Mă rog, există, că aici lucrurile sunt foarte clare. Când vorbeam de economie, lucrurile se leagă. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în guvernarea din 2016, că e rezultatul acesta al majoritatea, succesul PSD-ului în alegerile din decembrie 2016, eu îl pun și pe falsul sentiment de încredere și securitate pe care l-a dat guvernarea Cioloș. Oamenii au crezut și au văzut că se poate și normal. Au început să vină tineri din afară și nu doar tineri, a fost acel IT hub la guvern, niște pași pe digitalizare, oameni care au avut succes în străinătate pentru că sunt foarte mulți români în poziții foarte bune în afara României și ne mândrim cu ei de fiecare dată, au început să-și desfășoare aici mici afaceri și părea că mergem spre Europa. Oamenii n-au ieșit la vot, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ne-am trezit cu PSD-ul care 2 ani de zile a întors România înapoi cu 10 ani. De aceea, măsuri de sprijinire și de susținere antreprenoriatului, respectiv reducerea impozitării pe muncă. România are printre cele mai mari cote de impozitare a muncii și acesta este pragul principal, frâna principală pentru care firme, chiar în ultimul an, mai mult de 10 firme din industria automotiv din vestul țării s-au relocat spre Serbia sau Ungaria. Deși Ungaria are un nivel de trai mai mare sau are salarii ceva mai mari acum, au plecat tocmai datorită lipsei predictibilității de care tocmai am vorbit. Deci, practic, atâta timp cât noi nu reducem impozitarea pe muncă, nu avem ce rezultate sau ce beneficii să așteptăm din punct de vedere al dezvoltării economice. Și acesta este un obiectiv foarte clar. Revenind la pensiile speciale, care a fost un obiectiv pentru care USR a luptat constant în Parlament în acești 2 ani, nu e vorba de pensiile militare, de o anumită categorie strict definite de lege, dar sunt o mulțime de alte categorii de pensii speciale care pur și simplu sunt revoltătoare pentru ceea ce înseamnă decență în orice societate din lume. Și acelea consumă o pondere importantă din PIB. Acestea trebuie eliminate. Pensiile speciale ale parlamentarilor, de exemplu, de ce? Care e justificarea? De ce ar trebui să fie o pensie specială dincolo de o pensie normală pe contributivitate? În cazul particular, vorbesc de parlamentar, pentru că sunt și eu parlamentar. Deci, pensiile speciale sunt o problemă, impozitarea muncii un alt element pe care reducerea impozitării pe muncă un alt element. România trebuie să redevină o țară europeană în care antreprenorii să se poată dezvolta, să nu mai vrea să fugă. Este, să vă dau cel mai simplu exemplu și cu asta închei răspunsul. Am prieteni în Cluj, care e orașul foarte dinamic pe partea aceasta de antreprenori, mai ales în zona IT. Și vorbeam cu ei și am 4 sau 5 care îmi spuneau, mi-am înființat o firmă în Estonia, într-o seară digital online. Vedeți că acolo e în regulă. Faptul că antreprenorii noștri își fac firme prin altă parte, pentru că e mai simplu, mai puțin birocratic, mai ieftin și mai încurajator ca legislație, înseamnă că chiar avem o legislație proastă. Asta nu mai e mesaj politic, este o realitate cu care se confruntă oamenii care produc bani pentru PIB. Apropo de pensii, vor fi pensii mai mici care vor trebui și să crească. Și o să facem lucrul acesta. Dar pentru asta e nevoie de resurse. Și asta e important să înțeleagă oamenii, că pensiile și salariile nu le plătește domnul Dragnea sau doamna Dăncilă sau mai știu cine. Pensiile și salariile se plătesc atunci când produci, nu doar când consumi. Și ca să produci, trebuie să investești. Să investești și să creezi locuri de muncă. Și asta e cheia de boltă în jurul căreia vrem să construim viziunea noastră economică și programul de guvernare, stimularea investițiilor, stimularea muncii, așa cum spunea Dan, reducerea impozitării muncii, încurajarea companiilor care investesc în producție de vârf și care creează locuri de muncă calificate, reforma în educație și mai ales în sectorul învățământului profesional,
pentru ca cei care doresc locuri de muncă bine plătite să se poată și califica, și facilitări în investiții, facilitări pentru antreprenori care vin să investească în România, inclusiv pentru antreprenori care acum pun bani deoparte în străinătate și care așteaptă o vreme mai bună și condiții mai bune în România ca să poată să vină să investească aici. Vorbeați de resurse, dacă să presupunem în acest scenariu că în 2020 veți ajunge la guvernare după PSD, câte resurse credeți că veți găsi ca să vă susțineți aceste promisiuni? Haideți să le spunem așa până la urmă. De asta e important să găsim o soluție cât mai repede pentru ca acest guvern să plece, pentru a avea alegeri și pentru a avea o altă majoritate politică, pentru că trebuie să recunoaștem, dacă lucrurile continuă așa cum merg acum, cu cât trece timpul, cu atât vom plăti mai scump aceste greșeli și aceste erori care sunt făcute. De unde vom avea resurse? În primul rând, încurajând oamenii de afaceri, antreprenorii, să-și plătească dările la stat. Acum ei sunt fugăriți de modul în care lucrează instituțiile statului. Această lipsă de predictibilitate îi descurajează să investească. Când nu investești, nu produci și n-ai nici de unde să-ți plătești dările la stat. Scuzați, o să mergeți în campania electorală și bănuiesc că nu doar la oamenii care sunt IT-iști despre care ați vorbit dumneavoastră. Și lumea o să vă întrebe că tot timpul vă aude că nu sunt bani, e o politică dezastroasă. Și atunci voi de unde o să luați? Ce faceți? O să ne tăiați salariile? O să ne tăiați pensiile? Cum le răspundeți? Nu, pensiile și salariile care au fost angajate trebuie să rămână la acest nivel, dar ele, pentru a fi plătite, trebuie să producem, asta spuneam. Trebuie să utilizăm fondurile europene. Sunt rezerve importante acolo. Nu de bani ducem lipsă acum, ci de credibilitate față de cei care ar investi acești bani ca să producă aici. România atrage în continuare investitori. Avem creștere economică pentru că e un potențial de creștere, de dezvoltare a economiei. Dar acest potențial de creștere nu se meargă la infinit dacă el nu e întreținut. Și încă lucrurile acestea pot fi făcute. De asta spuneam că e important să fie în fruntea statului oameni credibili. Pentru că dacă sunt oameni credibili, politicieni credibili, vin și investitorii. Și asta am văzut în 2016 foarte clar. Am avut mai multe întâlniri cu investitori mari care aveau investiții blocate în România și care, într-adevăr, atunci spuneau: domnul prim-ministru, dacă lucrurile ar continua așa, eu mi-au angajamentul că într-un an, în 2 ani de zile vin și investesc în România. Păi de ce nu i-ați convins, mă scuzați, de ce nu i-ați convins pe oameni să voteze dumneavoastră la alegerile din 2016, că ați adus vorba despre asta? Ați sfătuit oamenii care se uitau cu încredere la dumneavoastră să voteze fie cu USR, fie cu PNL. Așa e. Acum, nu știu cum s-a întâmplat, că a ajuns PSD-ul la guvernare și USR-ul și PNL-ul în opoziție. Din păcate, aceste forțe politice despre care a spus, la momentul respectiv, n-au fost suficient de convingătoare. Acum sper să convingem mai mult oameni. De ce n-am candidat eu atunci sau de ce n-am făcut mai mult? Pentru că eu mi-am asumat atunci un mandat de prim-ministru independent. Și mie mi s-a părut important să-mi țin cuvântul dat. Nu puteam să-mi încep o carieră politică de partid cu o minciună. Pentru că am mai văzut oameni politicieni care au spus una și au făcut alta. Pentru mine era important să-mi țin cuvântul și am spus de altfel atunci, pentru că lumea mă întreabă: dar de ce ați ezitat? N-am ezitat nicio clipă. Am spus foarte clar: cât timp sunt prim-ministru independent, nu voi candida, voi lua o decizie apoi. Și am luat decizia apoi. Și acum, odată ce am luat decizia, mă duc până la capăt. Uitându-vă înapoi, vă pare rău totuși că nu ați luat o decizie fermă atunci să mergeți fie la USR, fie la PNL? Asta fi presupus să mă retrag din poziția de prim-ministru și dacă m-aș fi retras din poziția de prim-ministru, ar fi însemnat să nu-mi duc mandatul până la capăt și să complic probabil și mai mult lucrurile dacă aș făcut lucrul acesta. Pentru că nu aveam cum, în fața conștiinței mele, nu aveam cum să candidez fiind și prim-ministru, fiind și arbitru și jucător. Unul din obiectivele principale pe care noi le-am asumat în 2015, la sfârșitul lui 2015, când s-a instalat acest guvern, acel guvern a fost să organizăm alegeri cinstite, alegeri transparente. Și am făcut lucrul acesta. Pentru asta era important să rămânem independenți din acest punct de vedere. Mi-am exprimat părerea, punctul meu de vedere vis-a-vis de ceea ce trebuia să întâmple și mi-am asumat inclusiv susținerea unor partide.
dar n-am candidat pentru că am spus că îmi duc mandatul până la capăt. O fac acum. Cred că vă luați revanșa pentru că din declarațiile pe care le-ați făcut până acum se pare că veți candida la toate alegerile care urmează începând cu alegerile europarlamentare. Candidez la alegerile europarlamentare și practic sigur voi candida la alegerile parlamentare, unde sper că împreună cu Dan și cu alți colegi să dăm un semnal clar din direcția în care vrem să o luăm. Nu voi candida la alegerile locale, avem și acolo candidați foarte solizi. Și pentru București? Și pentru București, o să vedeți, vom câștiga Bucureștiul. Înseamnă sau vom că l-a oferi... stabilit deja. Vom oferi... L-a stabilit deja candidatul pentru București, domnule Barna? Dacă aș putea să dau un răspuns, vi l-aș da cu multă plăcere. Știm cu toții că la București situația e foarte complexă. Știm cu toții că datorită acestei legi pe care o avem în momentul de față cu alegerea primarului într-un singur tur, o lege cu care USR a, împotriva care am depus numeroase amendamente în Parlament pentru că are probleme majore de reprezentativitate până la urmă. Deci datorită acestei legi, alternativa ca, să spun așa, opoziția să câștige Bucureștiul presupune un candidat unic din partea întregii opoziții. Și atunci, după alegerilor parlamentare, evident că se va deschide un spectru de discuții pentru a identifica un astfel de candidat care se poate fi susținut. Întregii opoziții? E opinia mea personală în acest moment. Este că dacă mergem din nou cu trei candidați din partea opoziției și în partea cealaltă, doamna Firea, putem să nu mai mergem, trebuie să ne plimbăm prin parc. Ca să avem o șansă reală pentru câștigarea Bucureștiului, opoziția trebuie să se unească și să aibă un singur candidat pentru București. PNL. Aceasta era întrebarea. Evident, dacă... da. Vorbim de întreaga opoziție. De ce nu s-ar aplica și în aerocistă și la prezidențiale? Haideți să vedem ce o să fie la prezidențiale. E important și acest lucru ca viitorul președinte să fie unul din această tabără, a ceea ce înseamnă acum opoziția, care să devină apoi o majoritate politică și cu care să putem construi acea majoritate în Parlament care să ne permită inclusiv să modificăm Constituția, pentru că reforma aceasta a statului presupune mai mult decât modificarea câtorva legi și decât a găsi resurse pentru a plăti pensiile și salariile, lucru foarte important, sau decât a construi autostrăzi. Vedeți câte blocaje apar acum tocmai datorită neclarității raportului în puterea executivă, între cele două structuri ale puterii executive, între guvern și președinte. Sau vedeți modul în care interpretează unii Constituția pentru a se implica în modul în care decide justiția, pentru a influența deciziile din justiție sau pentru a intimida pe cei care lucrează în justiție. Vedeți controversele care au fost născute de anumite decizii ale Curții Constituționale și de anumite interpretări de acolo. Ei, toate aceste lucruri ne arată că avem nevoie să modificăm și Constituția și asta presupune o majoritate solidă în Parlament. Iar pentru asta e important să găsim formula prin care forțele de opoziție să poată să susțină un proiect politic de modernizare a României. Și e important. E important nu doar să ne coalizăm pentru a avea o majoritate și a guverna, e important să ne coalizăm în jurul unui proiect politic. Noi când am început să discutăm cu USR despre alegerile europarlamentare și despre o alianță, n-am început cu împărțirea locurilor pe listă. Ați văzut că asta am lăsat-o la urmă. Am început să discutăm despre un proiect politic, despre niște obiective politice și în jurul acestor obiective politice construim acum și pentru faptul că ne-am înțeles, ați văzut cum reușim să trecem împreună cu Dan când discutăm de subiecte de guvernare de la o temă la alta și să fim coerenți pentru că ne-am aliniat pe lucrul acesta, am discutat despre ele. Pentru că avem, cum spun colegii de la USR, acel ADN comun, pentru că o parte dintre noi am exersat chiar guvernarea. Deci noi nu cădem din cer să spunem vrem să guvernăm în România. O parte dintre noi am făcut acest exercițiu la guvernare. O altă parte dintre noi au exersat în sectorul privat ceea ce înseamnă să te raportezi la stat. Deci venim cu o experiență în spate și venim mai ales cu o viziune pentru România, nu doar cu dorința de a ajunge la putere. Putem vorbi de creionarea unui tandem Cioloș-președinte, Barna-premier? Putem vorbi despre orice, oricând. În momentul de față, primul obiectiv, pentru că e foarte frumos să visăm, dar România este în momentul de față, are nevoie de mai mult decât de vise. Primul pas sunt alegerile europarlamentare. Dacă România va acorda încredere alianței USR Plus la alegerile parlamentare și vom avea acest mesaj bazat pe votul oamenilor
că putem merge mai departe, putem discuta despre orice după aceea. Primul pas sunt alegerile parlamentare și noi avem încredere că această alianță, care are, vă spuneam, toate premisele să poată să devină motorul real, apropo de gluma cu motorul în aceste zile, motorul real pentru reașezarea României pe direcția europeană, dacă românii vor vota această alianță și vor avea încredere în această variantă de politicieni cinstiți, fără probleme penale, competenți, cu profesii, nu cu metrii veniți în funcții pentru că sunt neamuri și rude. Deci dacă rezultatul va fi unul bun, vom putea mai departe să conturăm variante de viitor în orice secvență. Pentru că miza nu sunt, repet, nu sunt persoane individuale acum, miza este să existe un vehicul în care România să aibă încredere. Și acela este în momentul de față Alianța USR Plus. Pentru care deocamdată nu vă asumați un procent... Procentul e irelevant acum. Miza este ca oamenii să iasă să voteze. Miza este și eu cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că 26 mai este prima dată după decembrie 2016 când românii pot, prin ștampilă, democratic și non-violent, să transmită un mesaj acestei case de avocatură ale Liviu Dragnea, care a devenit Guvernul României și Parlamentul condus de Liviu Dragnea. România au ocazia să exprime prin vot că nu-și doresc să fim o nație de hoți, cum strigă în fiecare weekend în stradă. Românii pot, democratic, să arate că vor o România europeană. Cum foarte mulți, am avut campania fără penale, am fost 3 luni de zile prin țară cu caravana, am discutat cu oameni din marile orașe până la târgurile de țară. Și toți aveau exact aceeași logică. Au copii la muncă în străinătate, au familii, sunt bunici care au doar nepoții mici, în rest familiile sunt plecate la muncă în străinătate și toți au exact această așteptare să redevenim o țară normală. Și din acest punct de vedere lucrurile sunt destul de clare. Aș reveni la perspectiva alegerilor prezidențiale și ulterior parlamentare. Suntem, să presupunem că suntem pe 27 mai, da? A doua zi. USR-ul va fi obținut un scor, spuneți dumneavoastră cât eu am încercat să scot un procent de la dumneavoastră. Rezultatul va fi al Alianței. Al Alianței, da? Care ar fi un eșec? Ce ați considera un eșec, apropo, la vot? Care ar fi scorul? Greu să spun ce considerăm. E foarte greu de pus cifre. Oricum, un rezultat de 12-13% ar fi, din punctul meu de vedere, ar însemna că România nu are încredere în această perspectivă de dezvoltare și atunci lucrurile ar fi foarte simple. Veți începe, concret, veți începe negocieri cu PNL-ul după alegerile europarlamentare în perspectiva prezidențialelor? Negocieri există tot timpul. În Parlament discut și cu domnul Orban și cu doamna Turcan moțiuni, inițiative legislative. Există acest dialog. Știu că în societate e cumva o percepție, dom'le, nu vorbesc cu nici cu alții. Nimic mai fals. Vorbim în mod regulat, ne întâlnim cu domnul Orban, mă văd la câteva săptămâni, discutăm, încercăm să vedem variante de viitor. Deci 26 mai nostru nu schimbă ceva, sună, salut, sunt Dan Barna, nu știu dacă ai apucat să mă cunoști de la televizor. Nu există asta. Adică suntem politicieni responsabili. În cei 2 ani de când suntem în Parlament, colegii mei din USR au crescut și am crescut remarcabil din punct de vedere a ceea ce înseamnă și ceea ce se poate face fiind politicieni. Și acesta este un lucru foarte important. Repet, dacă oamenii sunt de calitate și dacă ai competență de partea cealaltă a mesei, soluții se pot găsi întotdeauna. Cu domnul Iohannis vă mai vedeți? Ne vedem din când în când. E o interacțiune firească, președinte, lider de partid. Nu e nicio problemă. Înțeleg că v-ar conveni cel mai bine varianta anticipatelor. USR a fost consecvent pe acest mesaj. România nu trebuie lăsată, a spus și Dacian acum câteva minute, România nu trebuie lăsată să ajungă la fundul sacului. Ceea ce face PSD în fiecare zi este practic să otrăvească fântânile și să pârjoască holdele. În termen de perspectivă financiară, ne împrumutăm la cea mai mare dobândă din Europa și doar ne împrumutăm. Dacă aceste împrumuturi, așa cu dobândă mare, ar fi folosite pentru investiții care să-și genereze dezvoltare, locuri de muncă, perspectivă de noi investiții, hai că ai înțelege. Dar ne împrumutăm foarte scump ca să risipim, doar să facem consum. Și din această perspectivă, da, alegerile anticipate sunt în orice moment, de azi încolo, varianta corectă pentru România. Că sunt foarte greu de obținut, total de acord. Dar varianta corectă acum acestea sunt. Că avem președinția Consiliului, foarte bine. Din păcate, nu o folosim, bifăm doar la impresia logistică, luăm oamenii la timp de la aeroport și îi ducem în săli frumoase. Beneficii pentru România, politic vorbind,
nu avem perspective să obținem, pentru că actualii miniștri sunt, cum ar veni, mă rog, ocupă scaunul din capătul mesei și cam atât. Când va lua Alianța 2020 USR Plus decizia privind candidatul la prezidențiale? Adică când va decide dacă va merge cu candidat propriu sau va susține, bănuiesc pe domnul Klaus Iohannis, care până acum este singurul din partea... Va fi o discuție firească după ce vom vedea rezultatele de la europarlamentare, pentru, repet, pentru a vedea dacă într-adevăr încrederea pe care noi o simțim pe stradă, chiar venind încoace, în fază, adică, oameni vin la noi și ne încurajează, ne felicită și ne spun voi sunteți speranța. Se întâmplă asta, Dacia împățește asta, împățesc asta, e firesc. Să vedem dacă se reflectă și în vot. Dacă se va reflecta și în vot, vom avea peste vară, vom avea aceste discuții. În toamnă USR va avea congres, noi vom avea convenție națională și vom putea formaliza și aceste decizii. Vă doriți să fiți candidatul Alianței la prezidențiale, domnule Cioloș? Deocamdată, haideți să câștigăm alegerile europarlamentare. Asta e important. Aș vrea să vă pun câteva întrebări de la cititorii Hot News. Alina vă întreabă dumneavoastră, domnule Cioloș, cum ați ajuns primul pe lista USR Plus? Păi asta a fost discuția și v-am spus, au fost și propuneri, și de o parte și de alta. Am mai spus-o public, n-am ținut neapărat să fiu pe listă, nici n-am ținut să fiu neapărat cap de listă, dar am constituit lista în așa fel încât să avem acolo oameni care chiar să poată să convingă, oameni care să fie cunoscuți. Și împreună am ajuns la concluzia că asta e varianta pe care ar trebui să mergem. Domnule Barna, Flavius vă întreabă dacă aveți în vedere schimbarea sistemului în care sunt aleși membrii Curții Constituționale. Da, în momentul de față colegii mei lucrează la o propunere pe care USR o va avea privind reforma Curții Constituționale, tocmai pentru a reduce impactul și influența politică care în aceste luni s-a dovedit foarte vizibil în câteva dintre deciziile cruciale. Și aici vreau să completez punctul anterior legat de necesitatea reformei constituționale. Noi am ajuns aici, ca țară, acum, în ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pentru că această Constituție nu mai este adaptată realităților pe care le trăim. Această Constituție gândită cumva pentru domnul Iliescu la momentul acela pune guvernul și președintele în câteva situații pe care Curtea Constituțională ar fi trebuit să le arbitreze. Ea a decis să fie jucător în loc să fie arbitru și lucrurile au denaturat în situația în care România este profund fracturată pe componenta de justiție în această perioadă. Ce strategie aveți pentru a obține mai multe voturi în zona rurală, vă întreabă Alin. Vom fi prezenți în primul rând în zona rurală și o să oferim o perspectivă începând cu alegerile europarlamentare pentru aceia care vor să trăiască din munca lor în mediul rural și se poate face lucrul acesta, o să venim cu un program prin care să facilităm procesarea și comercializarea produselor agricole românești la nivel local și apoi vă spuneam comercializarea lor. Vom veni prin soluții în care să arătăm că putem să ducem odată cu infrastructura în mediul rural și investiții acolo. Și intenția noastră este să venim cu soluții adaptate pe diferitele categorii de rural. Nu există doar un rural în România. Avem un rural periurban care are anumite oportunități, avem un rural în zona de munte care este mai îndepărtat, unde se ajunge mai greu și acolo sunt alte oportunități. Avem o zonă rurală cu un potențial natural foarte important care poate să fie valorificat dacă stimulăm turismul, de exemplu, dacă stimulăm, vă spuneam, activitatea de procesare, comercializare a produselor agricole. Reforma politicii agricole comune europene pe care am făcut-o când eram comisar ne oferă o serie de oportunități care nu sunt valorificate de guvernarea actuală. Vom merge în Parlamentul European acum să decide din nou un nou buget european și câteva adaptări la politicile europene, inclusiv politica agricolă comună, și vom veni cu soluții, cum v-am spus, punctuale pentru ca cei care vor să trăiască din munca lor, din activitatea lor, care vor să aibă un complement de resurse financiare în plus față de pensie sau, eu știu, alte resurse, ceea ce le trimit copiii din străinătate, să poată să o facă. Și o să facem lucrul acesta și prin politică fiscală. În 2016, de exemplu, am redus cheltuielile financiare pentru înființarea de cooperative sau forme asociative în domeniul agricol sau costurile financiare pentru comercializarea produselor
din partea agricultorilor care se asociază. Acum vrem să mergem mai departe și să venim cu o ofertă pentru câțiva ani de zile la început, pentru ca aceste forme asociative să aibă și salariați, să aibă oameni cu expertiză pe marketing, oameni cu expertiză pe procesare, în așa fel încât agricultorii membri ai unei asociații să se poată ocupa de producții, de ce știu ei mai bine să facă, și să aibă sprijin din partea statului, nu doar cu acele subvenții la care au dreptul, dar și cu subvenții pentru a-și putea angaja oameni care să-i ajute să-și vândă producția, să-și găsească piața de desfacere. Pentru că noi avem în România situația în care consumăm produse alimentare din import, iar producătorii noștri nu pot să-și vândă produsele. Și atunci am mers pe acest lanț să vedem unde se rupe lanțul și cum putem să facem aceste legături. Avem deci câteva idei, nu mai vorbesc acum de domeniul educație, sănătate în mediul rural, de modul cum putem activa persoanele vârstnice în mediul rural pentru a le da un sens și demnitate în ceea ce fac. Avem soluții și o să le punem pe masă pe rând. Bani pentru campanie aveți, domnule Barna? Avem bani, avem subvenția pe care o primim și acolo sunt niște resurse, dar sunt, în momentul de față, pe legislația actuală, pot fi utilizați doar în precampanie. Pentru perioada de campanie, USR va face ceea ce a făcut și în 2016, cu succes, donații. Vom apela la cetățeni, suntem siguri că vom primi aceste resurse și, foarte important, apropo de minciunile pe care le exprimă cei de la PSD, USR a câștigat ambele procese cu AEP-ul privind finanțarea campaniei online. Faptul că cetățenii, dându-și datele și donând online, a fost pus la îndoială ca fiind o, vezi, doamne, finanțare ilegală, deși fiecare donație a fost validată. Deci glumele acelea cu Mickey Mouse și cu teroriștii arabi sunt niște minciuni ordinare, n-au nicio legătură cu nicio realitate, ca să fim foarte clari. Vom folosi și în această campanie instrumentul donațiilor. Acum, fiind în alianță, avem încredere că forța noastră de fundraising, forța de a obține resurse din donații, este mult mai mare și suntem optimiști în acest punct de vedere. Ce faceți cu campania fără penali? Campania fără penali va ajunge luni la Curtea Constituțională cu toate cele 900.000 de semnături. Apropo de minciuna de ieri privind cum, conform cărea am fi depus doar 590.000, este o minciună foarte recunoscută și de secretariatul general, care a spus că au numărat ei doar dosarele unde între ce a scris, ce a validat primarul și ce era în dosar, erau diferențe. Și atunci au numărat pe sărite, ca și cum vă dau 5 foi și dumneavoastră numărați 2 foi și spuneți, ați depus 2. Este o minciună, este o încercare de fapt disperată. Liviu Dragnea este disperat că această inițiativă merge mai departe. Sunt 820.000 de semnături validate individual de primar. Deci orice altă afirmație de fals sau așa sunt evident minciuni. Campania va ajunge la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională va trebui să proceseze inițiativa, după care se întoarce în Parlament și, într-adevăr, atunci va fi, de fapt, de asta se încearcă blocarea ei în momentul de față. Pentru că în momentul în care ajunge în Parlament, Liviu Dragnea va fi obligat să o pună la vot și să demarăm în procedură pentru referendum. Și pentru PSD, perfect conștient că le va fi foarte greu să spună suntem împotrivă, vrem cu penali. Adică România va vedea un astfel de vot exact așa cum arată, niște condamnați penali apărându-și interesele. Și de aceea încearcă să o blocheze prin toate mijloacele și minciunile pe care le proferează mai aceste zile. Și cum vedeți această lege? Deci dacă cineva a avut o condamnare, nu mai are voie să facă niciodată politică? Nici pe departe. Textul este foarte clar. Este un amendament de la articolul 37 din Constituție, care spune practic că nu poți fi președinte, deputat, senator, primar sau consilier, deci funcții alese, atâta timp cât suferi urmările unei condamnări. În momentul în care intervine reabilitarea sau orice altă cauză care înlătură efectele condamnării, redevii cetățean, este o chestiune foarte clară, perfect constituțională, redevii cetățean cu toate drepturile și poți fi ales. Dar atâta timp cât tu ești condamnat pentru furt de bani publici și ești consilierul economic al primului ministru, vorbesc de domnul Vâlcov, deci ești condamnat pentru furt de bani publici și tu faci bugetul României, nu vi se pare revoltător? Consilier al primului ministru e funcție de demnitate publică. Iei decizii acolo, lucrezi cu date oficiale, gestionezi banul public, după ce tu ai fost condamnat pentru asta. Și în acest context, el chiar decide, pentru că nu ne pune până că doamna Dăncilă ar face bugetul. Adică realitatea este, un om care a furat bani publici se ocupă de ei. Știți cum e? Chiar dacă n-ai fost condamnat, în momentul în care există suspiciuni rezonabile și ești trimis în judecată, n-ar trebui nicio constituție și nicio lege să spună, să-ți arate obrazul și să spune, du-te, ia o pauză,
Și după ce ai demonstrat că nu ești vinovat, vin înapoi. Pentru că o funcție de demnitate publică e o funcție de reprezentare. Nu e un job oricare altul. Nu că te duci și te angajezi. Dar chiar și pentru a te angaja. Eu sunt convins că la guvern, ca să te angajezi chiar ca și portar, îți cere cazierul judiciar. Și nu cred că o să te lase, dacă tu ești urmărit penal, o să te lase să păzești guvernul. Pentru că șefii pot să intre la bănuiel. Cât de bine o să păzești ușa de la guvern dacă tu... ai făcut tot felul de lucruri pentru care ești trimis în judecată. Păi atunci cum să ajungi la etaj unde nu păzești doar o clădire a guvernului, ci păzești banul public? Deci sunt lucruri care în lumea civilizată vin din bunul simț. Și asta e greu de înțeles pentru unii oameni, pentru unii români. De ce? Eu am primit întrebarea asta când adunam semnături pe stradă. Dar de ce trebuie noi să semnăm ca să nu fie penal în funcții publice? Păi nu e așa? Nu e normal? Păi ce se întâmplă lucrul acesta? Sunt oameni care își pun întrebarea asta pe bună dreptate. Așa că noi, din păcate, trebuie să punem în lege lucruri care sunt evidente într-o lume civilizată. Dar o să ajungem noi să avem și politică civilizată în România. Înainte să trecem la un set de întrebări scurte, haideți să rămânim acuzațiile acestea cu UNP, UNR-ul. Au apărut o serie de fișe de transport legate de noastră, că ați fost membru pe UNR undeva. Fișe de transport, că am fost membru pe UNR. Eu am spus tot timpul să-mi arate cineva că am avut carnet de partid și că am plătit cotizație, pentru că asta înseamnă să fii membru de partid. Sau adeziunea, cererea mea de adeziune la un partid. N-am cerut să fiu membru niciunui partid, nu am fost membru niciunui partid până acum când m-am înscris în plus, sau mă rog, înainte când am inițiat Mișcarea România împreună acel proiect politic. Și nu știu de unde această obstinență de a vrea să dovedește ceva. Ca și cum dacă aș fi fost membru de partid undeva, n-aș fi recunoscut, că doar ar fi fost decizia mea. Mi-asum deciziile pe care le-am luat. Dar doar așa, de dragul de a crea scandal, de a crea dispute, vedeți că de câteva săptămâni, hai să zic de câțiva ani de zile, am fost ba fiul lui Soros. Tatăl meu e decedat din 98. E foarte clar cine mi-e mamă, cine mi-a fost tată și de unde mă trag. Deci am fost ba fiul lui Soros, ba vândut străinilor și manipulat de Bruxelles. Pe urmă am fost ultranaționalist. Mâncam unguri pe pâine. Acum membru pe UNR sau securist sau mai știu, ce, mai știu ce altceva. Iulian Vlad? Ce cu Iulian Vlad? Spunea că i-a spus cineva că erați prieten. I-a spus, nu știu, cred că pe domnul Iulian Vlad nici nu l-am recunoscut. L-am văzut odată la un eveniment public în 2016, atât. N-am, dar astea sunt aberații. Eu n-am de ce să dau explicații pe aberații. Cine face speculațiile astea să dovedească niște lucruri. Că am făcut ceva greșit. Dar vedeți... Când nu găsești omului, că slavă Domnului, avem în politică și vorbeați de PSD, oameni care au făcut lucruri cu dovadă. Ei, când nu găsești, inventezi tot felul de lucruri și noi în loc să venim să spunem ce viziune avem despre politica economică, despre educație, sănătate, suntem luați la întrebări pe tot felul de prostii. Da, o să le dezmint pe măsură ce ele o să apară. Vă spuneam înainte că un ziar dintre cele care au mai publicat știri false căutau la Universitatea de Agronomie zilele trecute informații despre cum aș fi fost eu numit doctor honoris causa acolo, ca să discrediteze chestia asta, și ghinion, s-au luat după zvonuri, pentru că eu n-am fost doctor honoris causa, am fost profesor honoris causa și n-au ce motiv să pună ca să conteste lucrul acesta. Dar se caută tot felul de lucruri. Acum, zilele trecute am primit un e-mail de la un alt ziar care mă întreba unde am făcut armata și în ce perioadă. Cine știe ce o să mă mai întreb? Pentru că se caută tot felul de lucruri, dar nu mă impresionează lucrurile astea și atâta timp cât sunt cu conștiința împăcată, o să mergem până la capăt. Dar în mod transparent o să spun ceea ce intenționez să fac, pentru că nu am ce să-mi reproșez și nici nu mi-e teamă de lucrurile astea. Dacă cineva are impresia că mă impresionează sau că mă sperie lucrurile acestea, mă așteptam la genul acesta de mizerii și sunt pregătit și eu și familia să mergem până la capăt, pentru că știm ce vrem să facem, pentru că avem conștiința împăcată și pentru că în momentul în care am intrat în acest proiect am știut pentru ce o fac. Și nu pentru bani și nu pentru preamărire proprie,
Și pentru a pune pe masă ceea ce mie mi-au dat România, această notorietate și încredere, a o pune și a o transfera altor oameni în care eu cred și sunt. O să vedeți, pentru că în plus se vorbește de mine, sunt foarte mulți oameni care nu sunt cunoscuți și pe care o să-i vedeți în perioada următoare și o să vă surprindă plăcut. Vă propun câteva întrebări scurte la care v-aș ruga să răspundă la fel, dacă se poate, cu un cuvânt. Dacă ar fi să alegeți, Merkel, Trump sau Macron? Merkel? Cred că Merkel, da. Fotbal, ping-pong sau șah? Go. Sunt jucător de go. Ping-pong sau șah? Dacă am voie la două. Muzică, rock, clasică sau populară? Rock. Clasică. Bicicletă, transport în comun sau mașina personală? Bicicletă și mașina personală în București, pentru că bicicleta e un risc de viață. Bicicletă cât se poate și după ce o să câștigăm și primăria Bucureștiului, cu siguranță. Bere, vodka, vin sau cola? Vin, clar. Eu sunt un pic mai... Nuanțat? Da, eu m-aș duce pe fresh de fructe sau legume. Nu mi-ați dat opțiunea, dar... dar când am ocazia, un vin bun, da. Un vin bun, un vin românesc. Eu cred foarte mult în soiul românesc fetească neagră și îl promovez atâta cât pot. Am făcut-o și când am fost la minister și când am fost comisar european. Și dacă se va auzi în lume de vinul românesc, se va auzi în primul rând datorită acestui soi, care era un soi pentru un vin de masă înainte, pe vremea comunismului. Acum, cu metodele noi, moderne de vinificație, se poate face un vin de foarte bună calitate și asta o să facă diferența. Domnule Varna, domnule Cioloș, vă mai așteptăm la Hot News Live și cred că ne vom mai întâlni, având în vedere că începe campania electorală, de fapt începe prima campanie electorală. Mulțumim și eu, zi bună tuturor. Mulțumim pentru oportunitate. La revedere.